Deputatul Rămuș Cerna se află pentru a doua oară în acest an în fața încercării de a legifera parteneriatul civil. Senatorii au dezbătut săptămâna aceasta încă o propunere legislativă de reglementare a uniunii dintre două persoane, indiferent de sex. Inițiatorul actului normativ a prezentat plenului argumentele care au stat la baza elaborării proiectului de lege. Acest proiect de lege este unul deosebit de important, cu implicații inclusiv internaționale. Vă spun că dacă Senatul ar adopta acest proiect de lege, ar curge un lung șir de știri în presa internațională pozitive despre România. Sunt peste 800.000 de cetățeni români care trăiesc în astfel de uniuni civile nerecunoscute deocamdată de către stat, dar care au nevoi care țin de viața de zi cu zi și care ar trebui cumva legiferate. Este vorba de posibilitatea de a contracta un credit, de posibilitatea de a lăsa moștenire, de a fi considerați aparținători în cazul în care unul dintre cei doi parteneri este spitalizat, posibilitatea de a fi protejați în fața violenței domestice și alte astfel de prevederi care le-ar facilita acestor persoane o viață trăită la fel ca toate celelalte cupluri care sunt căsătorite. Comisia Juridică a Senatului a prezentat și de această dată plenului un raport de respingere, în timp ce guvernul a ales să nu-și exprime un punct de vedere. Așa cum era de așteptat, inițiativa lui Rămuș Cerna a stârnit din nou opinii diferite în rândul senatorilor. Controversele din timpul dezbaterii s-au situat între dogmele religioase, pe de o parte, și necesitatea reglementării unei situații existente, pe de altă parte. Mai mult, o bună parte dintre senatori consideră că prevederile propunerii legislative sunt deja cuprinse în codul civil actual. Cred că există prevederi multiple în România care pot să asigure celor care vor să-și împartă averea, celor care vor să-și facă firme, vor să facă contracte la notariat, să-și se împartă bunurile. Există forme asociative, dar nu cred că este nevoie să punem în balanță ceea ce înseamnă familie, care n-aș numi eu nici tradițională, nici netradițională, este una singură, familia, iar toate celelalte lucruri pot să intre în forme asociative, dar nu parteneriate civile. Ideea unui parteneriat civil care să semene cu o căsătorie, mie mi se pare nepotrivită. Pentru că există toate formele posibile de asociere, de gestiune comună a bunurilor. În legătură cu modul de dobândire, în legătură cu exercitarea unor drepturi în numele celuilalt, prin procuri. De altfel, ceea ce se propune este chiar încheierea unui soi de contract, soi nu spun în sens peorativ, unui model de contract nenumit în fața notarului public. Dar faptul că se limitează la doi arată practic că se sugerează similitudinea cu familia. Suntem membri ai Uniunii Europene. Acest parteneriat social se încheie la un notar. Cine îi împiedică pe cei care sunt în asemenea situații să se deplaseze în Franța, în Olanda, în Belgia, la un notar public, să încheie acest contract care este valabil pe teritoriul Uniunii Europene? Nimeni. Deci noi, pur și simplu, din motive pe care nu vreau să le comentez acum, dar le știm foarte bine, nu voi folosi cuvinte rele ca ipocrizie, încercăm să împiedicăm o stare de normalitate care există și care nu numai că nu face rău, pur și simplu reglementează o serie de drepturi pentru copii, pentru foarte, foarte mulți. Este corectă și necesară această dezbatere și într-o democrație este bine să ascultăm ambele opinii, dar în final soluția se supune deciziei și votului și majoritatea decide. Tot așa cum este bine ca poporul român să decide pe tema principală, cea a familiei, prin referendum. Eu susțin foarte clar înscrierea în Constituția României a definiției căsătoriei dintre bărbat și femeie. Încă o dată respect opțiunea celorlalți, dar cred că această dezbatere trebuie să se încheie cu un vot, așa cum este firesc, și cu o soluție care să spună foarte clar care este poziția. Nu va fi un vot politic, sunt convins. Va fi un vot bazat pe opțiunea personală și convingerile fiecăruia. Îmi rog colegii să nu ia în calcul doar acest proiect de lege, pentru că el poate părea mai inofensiv decât următoarele două, care cu certitudine, subsecvențial, vor veni. Acela al căsătoriei,
care în mod clar, cum s-a spus de la aceste microfoane, trebuie să fie subiect de analiză populară, adică vocea poporului se decide, și acela al înfierilor. Aceștia sunt cei trei pași care s-au consumat subsecvent în toate cazurile unde s-a început prin parteneriat și s-a terminat prin adopție de către cupluri formate din pereche de persoane de același sex în fierea de copii. Diferența între reglementarea actuală a familiei și nereglementarea acestor cupluri este discriminare. Este o discriminare. Asta este o realitate care nu putem să ocolim. Din cauza aceasta se cere reglementarea parteneriatului. Încă o dată spun și subliniez acest lucru, vă vorbește un creștin ortodox care știe, apreciază, respectă instituția familiei și a căsătoriei. Numărul mare de parlamentari care ar fi dorit să-și exprimă opinia cu privire la acest proiect de lege l-a determinat pe președintele de ședință să solicite încheierea dezbaterilor. Senatorii au respins propunerea legislativă de reglementare a parteneriatului civil cu 68 de voturi împotrivă, 2 voturi pentru și 7 abțineri. Forul decizional în acest caz este Camera Deputaților.